Sunt pierderi mai mici și mai mari, răsărate de-a lungul cărții. Care încet, încet o fac să reacționeze și să se desprindă cumva, să-și trească un fel de doliu și la final să se desprindă ca o ființă individuală și să meargă mai departe pe picioarele ei. Și cred că, da, asta e motorul principal al ei pierderii. Mulțumesc și pentru că tot a fost puțin avocată Nicoleta Lefter mai devreme. Vreau să-mi spui care a fost prima ta reacție când ai primit cartea și ca să o citești să vezi dacă ai vrea să faci audiobook-ul ăsta. Care a fost prima ta legătură cu oamenii mari? Eu n-am mai făcut niciodată un audiobook. E prima oară. M-a impresionat foarte tare că atunci când m-au sunat băieții de la studio, mi-au spus că autoarea te vrea în mod special și atunci am zis, da, bine, vin, fără să fi citit cartea. Apoi au zis, păi stai să-ți trimitem și cartea, că poate nu e de acord. Am citit-o așa pe diagonală și am zis, da, e ok, merge. Și m-am dus, am înregistrat și citind-o acasă, pe diagonală, evident că era așa, da, superficial, am citit-o superficial. Dar în momentul în care am ajuns la studio și acolo când înregistrez, reiei ca lupuri, am început să o simt, parcă era scrisă de mine, într-un fel. Și a curs foarte, adică am înregistrat în 4 zile, mai puțin, în 3 zile am înregistrat toată cartea. Cred că are 160 și ceva de pagini. Și stăteam într-o chicinetă din asta, izolată fonic, super cald, leșinată pe un scaun, așa, și cu microfonul deasupra și citeam. Și în camera de alături stătea fata care înregistra la aparate. Și la un moment dat mai făceam pauză și mă întreba, mai pot să respir, mai ai aer, că acolo nu e aer condiționat ca să nu facă zgomot. Îți mai aduc apă, ești bine, da. Și pe lângă toate astea, băi, dar oare cum să mai termin? Cum să termin? Ce face? S-a dus la maică sa acum, s-a dus la maică sa, să ceartă cu maică sa. Și trăiam așa cu sufletul la gură și de fapt mi-am dat seama că a fost mult mai bine că n-am citit-o acasă, pentru că efectiv, în cabina aia, trăiam împreună cu Sandra și abia aștept să ascult înregistrarea, audiobook-ul, pentru că, da, cred că a fost o experiență așa, unul la unul, cumva. Cartea, romanul, e foarte mișto, mi-a plăcut foarte tare și îl recomand cu mare drag celor care au venit și nu numai, să-l citească. Și cred că e Maria Orban, e o scriitoare mare, nu numai una mare. Și cred că se pricepe mai bine Simona Popescu, am citit pe spate, face o critică, sau mă rog, te scrie sau... Cum se zice exact la textul ăsta de aici? Sau recomandare. O recomandare, exact, da. Foarte fain și dacă tot ai spus de autoarea care a vrut, hai Maria să te voalăm și acest moment, să laudă toată lumea, îi l-ai spus și tu Nicolete, am reluat și eu la un moment dat azi, s-a săturat ea să asculte, dar pentru publicul nostru care a fost atât de răbdător, cine a așteptat, cine a acceptat întârzierea, spune de ce ai vrut tu să fie Nicoleta Lefter, cea care îi va da voce oamenii mai, mă rog, care i-a dat deja. Înainte de a fi vocea, a fost chipul Nicolete Lefter, oricât de ciudat ar suna asta. Mie îmi place foarte tare de ea, am fost în niște spectacole la Brașov și într-un film. Și atunci când am început să scriu, ca să mă detașez cumva de Rusanga și să n-am impresia că sunt eu acolo, pentru că nici nu sunt, sunt un pic, dar știți cum e.
ești și nu ești, adică pornești de la niște chestii reale care se transformă acum. Mi s-a părut că m-ar ajuta foarte tare dacă aș alege un chip și pentru ea și pentru Sema. Și m-am tot gândit și m-am oprit la Nicoleta Lefte și am avut și niște poze cu Nicoleta Lefte și niște, și o schemă mare cu scenele. Așa am gândit eu romanul ăsta, așa. Iar pentru Seba, ca să zic și pe el, și la Seba, la Seba nu s-a mai schimbat numele, este un actor din Sfântul Gheorghe care mie îmi place foarte tare, Sebastian Marina, pe care tot așa l-am văzut de mult într-un spectacol regizat de Afri. Și mi-a rămas figura lui cap. Nu-l cunosc nici pe Seba, nu cunoșteam nici pe Nicoleta, dar pur și simplu mi s-a părut că mă ajută să vizualizez personaje. Iar apoi s-a întâmplat când am scris una la mână că nu știam dacă să fie publicat sau nu, a doua la mână că nu mă așteptam să fie și audiobook. Și atunci când mi-a scris Marian Coman, l-am întrebat dacă s-ar putea să vorbească cu Nicoleta Lefter, să o întrebe dacă ar vrea. S-a părut că nu strică să întreb, dar nu m-am așteptat nici, nu mai știu ce. Poate că sunt eu cu precaută. Și până la urmă a ieșit așa. Și a fost foarte fain că a ieșit așa. Mi-aduc aminte când Nicoleta a acceptat și Marian, colegul Marian Coman, care se ocupă de producția audiobook-urilor de Mira pentru Audiotribe. Când te-a anunțat, mi-aduc aminte că ai fost foarte bucuroasă că a acceptat și era așa și pentru mine era o victorie foarte mare, mă gândeam super, dar evident că nu știam toată partea din spate, cum ai trăit tu cu Ruxandra, Nicoleta și ce s-a întâmplat acolo. Bine că ai trăit, că ai reușit în sensul ăsta și fără, în condițiile respective, cald și așa mai departe, că ai reușit să transmiți emoția aceea, de fapt, brută, așa mi s-a părut cumva. Nu știu dacă e așa, e posibil să mă înșel. Păi, emoția brută... nu, eu pur și simplu am trăit o chestie tehnică, adică am mers undeva să fac treaba mea de actriță și, printre altele, mai intram ca Alice prin gaura cheii și mai vedeam pe cap și mai cam așa a fost. Mulțumesc! Sunt foarte curioasă cum ați deschide voi vocile personajelor voastre feminine și dacă vrea și Nicoleta să răspundă la asta în ceea ce privește pe Ruxandra, este absolut minunat. Ce cuvânt ați alege pentru Ruxandra și pentru Nora astfel încât să le cuprindă? Știu că e greu de cuprins, pentru un singur cuvânt și știu că nu sunt persoana voastră preferată în momentul ăsta. Dar dacă ați încerca, v-aș fi recunoscătoare. Un cuvânt pentru voce, pentru vocea Ruxandrei, fragilă. Țigară. Eu oscilez între tăcere și explozie. Știu, e o combinație din asta. Trebuia să trișeze cineva la un moment dat. Mă așteptam, eram pregătită pentru asta. În aceeași idee, cumva, de personaje, pentru că amândouă, lumile, sigur, sunt extrem de diferite, dar amândouă sunt lumini în derivă, într-un fel sau altul. Și se imprimă foarte multă, foarte multă singurătate printre rânduri ale personajelor voastre. V-au copleșit, de fapt, protagonistele, transmițându-vă lucrurile acestea, v-au făcut să vreți să vă eliberați mai repede de ele sau ați rămas cu ele așa ca un terapeut bun până la final, alături de ele, cred că zisese. Nu m-am copleșit, pentru că
evenimentele de la care am pornit în carte sunt vechi cumva. Trecuseră 13 ani de la moartea tatălui, 10 ani de la divorț. Nu am avut timp în viața mea reală să procesez toate experiențele astea. Nu știu dacă aș fi încercat atunci să scriu ce ar fi ieșit. Și atunci, practic, când am scris, am încercat să dezgrob niște chestii pe care le-am simțit și mi-am adus aminte de niște senzații, dar n-au mai fost la fel de puternice sau cel puțin nu atât de puternice încât să mă împiedice să văd obiectiv ce vreau să fac și de unde plec și unde vreau să ajung. Adică nu m-am mai identificat cu ea, 100%. Au mai fost momente, dar cumva mi s-a părut că e o desensibilizare fără, s-a tăcit ce trebuia să se tăcească și cred că am fost bine așa. Eu nu am fost atât de înțeleaptă ca Maria. Motiv pentru care am avut câteva momente în care m-am copleșit tot ce scriam în carte și care a trebuit să-mi iau timp ca să mă distanțez. Și după aia iar să intru și iar să ies, a fost așa un on and off, așa. Dar cumva a fost un proces din care am învățat și eu multe, apropo de cum ficționalizezi și cum te distanțezi față de biografie și față de traumele tale în procesul de scriere. Și da, deși acum mă simt un pic mai înțeleaptă după ce am scris carte. De ce n-am fost înțeleasă? Am avut noroc că a trecut mult timp. Și țin minte că am fost în 2012 la un atelier de scenaristică cu Alex Pace și Răzvan Răculescu și mi-a făcut super tare. Și știu că și pe ei am întrebat cum fac să se detașeze de personaje sau, mă rog, am mai întâlnit de-a lungul timpului oameni care aveau personaje destul mai vulnerabile. La fel, mi se părea ceva așa, ce tare că ai putut să te distanțezi, că nu te-a copleșit, că nu te-a măcinat. Dar cred că timpul e foarte important în toată treaba asta. Am tot gândit astăzi la cărțile voastre, am și recitit din ele și mă gândeam că dacă ar avea un profil real pe Facebook, probabil că la statusul acela de relationship ar scrie complicated, pentru că amândouă au niște relații tare complicate. Cred că ce așteaptă orice cititor e să vadă la final, nu neapărat un happy end, dar ceva de bine după ce suferă personajul acolo, foarte, după ce stă, locuiește în cartea respectivă. Așa că voiam să vă întreb dacă din punctul vostru de vedere, și aș vrea tare mult să auzi răspunsul Năbăletei, dacă ele se salvează la final, într-un fel sau altul, dacă voi așa ați văzut lucrurile ca scriitoare și ca cititoare. Eu așa am vrut să las acolo o speranță, să cumva iese din toată povestea asta și ce nu iese așa cum a intrat, ceea ce e foarte important, adică își dă seama de niște lucruri. Acum, dacă se salvează, greu de spus, că de multe ori e senzația că ești bine și că poți să mergi pe plus și după aia îți vine alt eveniment și o iei de la cap. Dar timp să cred că o să-și găsească un drum. Dacă personajul s-a salvat, asta era întrebarea? Da, din punctul meu de vedere, da, cred că da, s-a salvat. În momentul în care a depășit mașina la trecerea de pietoni de acolo, da, s-a salvat.
două secunde, Ilinca, mi-a plăcut momentul pe care l-ai ales, e extrem de grăitor și cred că pe aceia dintre dumneavoastră care nu ați ajuns la carte, îi va face curioși ce se întâmplă cu depășitul mașinii acelea. Ilinca, te rog. Și Nora se salvează la final, într-un fel. E un pic bittersweet, așa, finalul, că se salvează tot printr-o pierdere. Se desprinde de părinți într-un mod foarte brutal. Dar am lăsat și eu speranța acolo și cred, adică i-am dat o nouă șansă personajului, pentru că eu chiar cred că în viață avem foarte multe noi șanse pe care trebuie doar să le vedem și să le luăm. Adică nu e doar a doua șansă, sunt foarte multe șanse pe care le primim și cred că știm ce să facem cu ele. Și pentru că am tot vorbit atât de mult, am psihanalizat aproape, în fine, am văzut, am descoperit, am exploatat din mai multe unghiuri vocile personajelor voastre. Sunt curioasă acum și în legătură cu vocile voastre. Vă spuneam eu la început de Maria s-a încântat puțin ce o vrea să zică. Mă refer la vocea de scriitoare și vocea de... Da, cu o glumă, ce vă recomandă? Vocea și talentul meu. Exact. Mă refeream la vocile de scriitoare versus vocile de profesoară, de medic, de scenariste. Toate, de fapt, mă refeream la rolurile voastre. Nu știu, în cazul tău, Maria, și vocea de mamă, la care dintre, așadar, vocile voastre țineți cel mai mult? Care vă e cel mai aproape de voi? Care credeți că vă definește complet, adică le include și pe celelalte? Cred că e un balans total, pentru că n-am una preferată. Sunt tot felul de ipostaze de-a lungul zilei, de exemplu, în care se aud când una, când altă, când vocea mamei, când vocea profesoarei, când vocea soției, când vocea fiicei, când vocea... Și, de fapt, dacă stau să mă gândesc, nici nu prea îmi place când e liniște.